mă servește, așa vezi. Păi nu, dar să-l luați cu o cutică, de ce-am luat? Vă ia, vă ia de mână, doamne. Vă mă ușcă, nu puneți mâna pe. Nu se vede. Câteva ore mai târziu, reprezentanții supermarketului au emis un comunicat de presă în care își cer scuze clienților și asigură că au retras toată marfa din vitrină și au distrus-o. Ne cerem scuze clienților pentru incidentul regretabil din Curtea de Argeș. Am retras imediat toate produsele din vitrină pentru distrugere. Am restabilit condițiile igienico-sanitare necesare desfășurării activității și în același timp am solicitat o intervenție urgentă a firmei cu care colaborăm pentru deratizare. Precizăm că lunar au loc proceduri pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție în toate magazinele noastre, derulate prin intermediul unor companii specializate. Ultima intervenție de acest tip a avut loc în urmă cu 5 zile în magazinul din Curtea de Argeș și nu au fost găsite deficiențe. Au precizat reprezentanții magazinului, care au anunțat că vor relua școlarizarea angajaților din supermarket și vor dispune măsuri urgente. Clientul care a filmat imaginile nu a depus plângere la OPC.